Săptămâna școală altfel continuă cu activități dedicate elevilor. Miercuri 19 octombrie, Muzeul Etnografic Anton Badea, în colaborare cu Liceul Tehnologic Lucian Blaga, a organizat un atelier de creație. Este o activitate din cadrul programului Școala altfel în muzeu, prin care activitățile din cadrul programului Școala altfel în muzeu pornesc de la un principiu de bază, acela că cunoașterea trebuie să păstreze mereu contactul cu realitatea și cu experiențele practice. Trebuie să fie vie și tangibilă și muzeul ca spațiu educațional poate să extindă cunoașterea și să aducă completări la secvențele de predare în clasă. Poate să ocazioneze aprofundarea unor cunoștințe, dar și poate duce la dobândirea unor cunoștințe noi și poate trezi de asemenea interesul pentru stimuleze motivația pentru învățare. Atelierul Povești cu Sute a fost gândit ca o activitate menită să învețe pe elevi secretele materialelor brodate și să-i familiarizeze cu portul și tradiția românească. Copiii brodează. Mai exact? Adică cos pe tamină, cu ață colorată, modele, motive, ce și-au ales. Cum se descurcă? Surprinzător, foarte puțin din ei au avut acum mână până acum, dar le place și învață și sunt pași simpli și se trece foarte repede peste ei. Merge. Mie îmi place activitatea de astăzi, cred că e foarte bine să ne cunoaștem îmbrăcămintea, să ne cunoaștem tradițiile cu semnele astea așa roșii, negre, care sunt făcute pe material alb și mie îmi place și eu acum cos. Ai mai cosut până acum? Oi, cam pe clasa a patra m-a învățat mama să cos, dar nu am mai exercitat de un mult timp și nu mai țin minte. Păi, mi-a plăcut că am învățat lucruri noi și prin asta încercăm să reînviem tradiția. Ce anume ai învățat? Să cos, în primul rând, să țes, să țes. Și ai mai cosut până acum sau este prima dată? Niște nasturi la cămașă doar. Cum ți se pare activitatea de astăzi? Interesantă și pentru noi. Ce anume ai învățat? Să cos. Ai mai cosut până acum sau este prima dată? Nu. Cum ți se par, domnule profesoare, explică bine? Da. Activitățile dedicate săptămânii școală altfel de la Liceul Lucian Blaga și de la muzeu vor continua și în zilele următoare.